În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O întrebare valabilă pentru toate timpurile până în ziua de astăzi. Ce este scris în lege, cum citești? O întrebare și pentru noi. Cum citim noi în lege? Unii citesc ca în ziar și spune, părinte, dar eu am citit toată Scriptura pe de rost. Interesant să știi Scriptura pe de rost, dar este interesant să n-ai faptele Scripturii. Unii citesc și interpretează cum le place lor, de pildă, și spun așa, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură spurcă pe om. Și cu aceasta au tâlcuit taina apostolului și au scăpat de postit, pentru că ei sunt curați cu inima și nu mai au nevoie de înfrânarea trupească de la bucate. Unii scriu în Scriptură că este mai lesne a da decât a lua. Și atunci împart tocări, vorbe, răutăți, ca să fie siguri că nu le primesc ei de la alții. Și în felul acesta interpretăm Scriptura așa cum dorim noi. Dacă ne uităm astăzi în Evanghelia pe care am citit-o și s-a citit la Sfânta Liturghie, vom vedea că toată Sfânta Scriptură este insuflată de proroci și de Duhul Sfânt și este spre înțelepțirea noastră, spre îndreptarea noastră și spre învățătură. Închideți-vă telefoanele că nu suntem la gară. De ce trebuie să avem grijă că această Scriptură nu este de învățătură? Dacă Sfânta Scriptură n-ar fi fost valabilă sau n-ar fi fost insuflată de Duhul Sfânt, s-ar fi pierdut ca multe alte scrieri din lumea aceasta care au rămas doar ca amintiri, fie printr-un inventar de titluri de opere sau fie printr-un inventar de titluri din literatura universală și cu asta basta. Dar se pare că este cartea cea mai căutată și la ora actuală și este cartea cea mai decăpătâi și la ora actuală și este cartea cea mai înaltă ca trăire și ca formă de alcătuire a ceea ce citești în ea și este vie în fiecare moment pentru cel ce o deschide, precum spune și cel care îl sărbătorim astăzi, Ioan Gură de Aur. Scriptura este izvor de apă vie, din care cine se adapă nu însetează niciodată, ci trupul lui va izvori râuri de apă vie. Pentru că în momentul în care cunoști Scriptura, poți să faci binele. Binele despre care Apostolul Pavel spunea așa, că îl dorim, dar nu îl facem, și rău despre care noi știm multe, dar îl facem că ne vine cel mai ușor. Ați văzut, când faci un rău, nu transpiri, nu obosești. Deci intră în firea lucrurilor. Și în ipoteza Evangheliei de astăzi, în ceea ce Mântuitorul a vrut să semnifice, ați văzut că se prezintă trei lucruri interesante. Ierihonul și Ierusalimul, două orașe diferite. Ce știm noi despre Ierihon? Acolo s-a întâmplat cândva o minune la dudul lui Zaheu, când Mântuitorul a intrat în casa unui vameș păcătos, și au început toți să murmure că de ce mănâncă cu vameșii și păcătoși. Și Hristos a spus, la modul ironic chiar atunci, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, dar mai bolnavi erau cârtitorii și clevetitorii decât cel ce greșise în sine, dar l-a privit pe Hristos în casa lui la prima chemare. Zahei, dă-te jos din dud, că azi în casa ta trebuie să rămân. Și atunci a intrat și a mâncat. Câți din noi suntem în măsură să-L primim pe Hristos în casa noastră acum? Și dacă vreți să vă pun o întrebare pentru acasă, sună așa. Dacă ar fi să mori în clipa aceasta, te mântuiești? Ești pregătit să dai întâlnirea cu Hristos? Nu, toți mai avem încă niște codițe, niște resturi nerezolvate, fie din punct de vedere sufletesc, fie din punct de vedere trupesc, fie material, fie spiritual, fie cum vrem să o luăm. Ierihonul la vremea respectivă era un oraș vechi, este prezentat și în antichitățile iudaice, dacă vă duceți la Ierusalim se și găsesc acum, se vizitează vestigiile vechiului oraș Ierihon
Și pentru că este considerat unul din cele mai vechi orașe, era și un oraș comercial. De acolo cândva Mântuitorul, cu 2000 de ani, suit de Duhul în pustie pe vârful Carantaniei, diavolul i-a arătat acel oraș al Erihonului, că la poala Erihonului este și locul numit Carantania, și i-a zis, închină-te mie și toate acestea vor fi ale tale, adică materie. Și bineînțeles că ce a spus Domnului Dumnezeu, să te închini și lui una să-i slujești, înapoi a mea Satanul. Adică bogăția, dacă curge, nu trebuie să-ți lipești întâi inima, ci întâi trebuie să o lipești de Dumnezeu. Repet și spun încă o dată. Un om coborat de la Ierusalim la Erihon și a căzut între tâlhari. Ce erau tâlhari? Erau hoarde de triburi de oameni sălbatici din pustie, care atacau, din punct de vedere istoric, la vremea respectivă, pe cei care treceau pe drumurile comerciale și le luau bani, marfă, cămile sau poate chiar îi șomorau. L-au bătut, l-au chinuit, lăsându-l abia viu. În momentul în care a fost momentul crucial de salvare a acelui suflet, s-a pus în problemă sau în balanța Evangheliei de astăzi două stări diferite de lucrare sufletească. Ce era Vechiul Testament? Era o lege puțin moartă, ca să nu-i spun altfel, în care oamenii o știau și o împlineau cu deosebită râvnă, dar erau foarte seci și sterbi, cum suntem și noi astăzi, și la fel de receptivi la suferința celui de lângă noi. Poți să-l vezi că crapă, poți să-l vezi că îi dă cineva în cap, poți să-l vezi că leșină, poți să-l vezi că moare, că nu-i interesează pe nimeni. Așa suntem noi creați, puțin indiferenți. Și cine a trecut întâiași dată pe lângă omul căzut între tâlhari? A trecut întâi preotul legii celei vechi și e scuzabil. E scuzabil fiindcă l-a văzut și a trecut pe alături. Aici poate fi două variante. Fie că preotul a văzut că e de alt neam sau de altă religie și îl interesa mai puțin, sau fie că se grebea la slujba templului și n-a vrut să-și piardă timpul să mai ia el un bețivan căzut în drum, cum e și obiceiul, mergând și pe stradă, să vezi unul trântit jos în drum. Da, dacă nu l-ai cercetat, nu știi ce e despre el. Deci aici nu putem vorbi de un om care a avut intenție rea, ci putem vorbi de un om care n-a avut nicio intenție. Adică pur și simplu n-a cercetat, n-a avut duhul discernerii, n-a fost preocupat, n-a fost vădit ca persoană, deci n-a fost vădit ca persoană ca un rău făcător. Adică să privim din privința, l-a ignorat mor sănătos. Nu, pur și simplu nu l-a interesat. Un om superficial de suprafață. Și tu, dacă treci cu mașina sau pe jos și vezi pe unul mort pe trotuar, una că nu-ți permiți să pui mâna pe el că e corp delict pentru judecată sau pentru poliție sau pentru cine verifică, nu era cazul atunci. Dar al doua, ce mă interesează pe mine că doarme ăla acolo. Deci asta era privirea de ansamblu față de persoana celui de lângă noi, cum spune și învățătura Sfintei Scripturi, că era etapa omului pe lângă om. Deci era etapa omului pe lângă om. Și l-a lăsat și a trecut pe alăturea. Ce e interesant că a trecut pe alăturea? Înseamnă că cel care a trecut pe alăturea s-a împiedicat de ceva. Fie de rămășițele unui convoi de cămine prădat, fie poate de sângele rămas pe drum, sau fie de ala care era mort chiar în mijlocul drumului, deci ceea ce într-adevăr semnifica problema unui lucru grav. A venit și levitul din urmă, adică acel diacon al legii vechi, ajutătorul de la templu, a văzut și a trecut pe alături, deci a rămas la nivel de privire. E ușor ca să privești, și e greu și să te și implici, pentru că nu știi urmările implicării. În momentul de față, ce ne arată Scriptura? Prin Iisus Hristos și prin cuvântul Lui. Ne arată două lucruri minunate. Că venind un samarinean, altă nație de om amestecată între două credințe, jumătate iudaică păstrată din vechea legea lui Moise din Pentateuș și mai amestecată ceva cu rămășițe din astea păgâne, deci asiro-babiloniene, a venit foarte frumos samarineanul, l-a văzut și aici a apărut ce? Sentimentul milei. Este primul atribut pe care îl are Dumnezeu față de tot ceea ce a creat.
Mila. Din milă dracii n-au dispărut. Puteau să nu mai existe în momentul când s-au răzvrătit îngerii în cer. Din milă păcătoșii nu pierde la fața lui Dumnezeu în sensul de a dispărea neantă, neexistență, ci sunt lăsați să se chinuiască, să existe ca persoane, deci nu sunt desființați. Din milă Dumnezeu nu șterge pământul, din milă nu ne pedepsește pentru păcatele noastre. Spune câte un dulău din ăsta, nedat bine la ortodoxie, așa ca berbecea de toamnă care împung mânioși. Dar de ce nu mă pedepsește Dumnezeu dacă am greșit? Nu are El putere să facă asta? Nu. Ci vrea nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să fie viu, să conștientizezi că ai greșit înaintea Lui. Deci aceasta este mila. Ei, milă este lui Dumnezeu când dă ploaie peste drept și păcătoși. Milă este lui Dumnezeu când pedepsește cu moarte, cu ciumă, cu foamete, cu cutremur, cu molimă. Și gândiți-vă, chiar și atunci când a vrut să piardă pe om, la potop a zis așa: nu este Duhul meu în oamenii aceștia, îi voi pierde pe dânsii. Și s-a căit că l-a făcut pe om după mulțimea milei sale, adică a depășit răutatea omului măsura lui Dumnezeu, a răbdării și a așteptării. Dar după aceea s-a căit și a zis: nu îl voi pierde, îl voi mântui. Era creația mâinilor lui. În momentul însă în care samarineanul a venit, fiind păgân și de alt neam, dar v-am spus, nu un păgân total, ci cu rămășițe iudaice, a rămas în el cu sentimentul decalogului. De ce? Tocmai de aceea Mântuitorul i-a spus la învățătorul de lege, un buricat din ăsta plin de perciuni și cu stafilactii și cu poale lungi, care o făcea pe învățătorul între ceilalți, și a zis: gata, l-am prins pe Iisus la înghesuială. Și spune, zice: învățătorule, ce să fac să moștenesc viața, să fiu în lege, să fiu în rânduială? Și Mântuitorul întreabă: ce este scris în lege, cum citești? Era vorba tocmai de prima poruncă a legii din Decalog. Să iubești pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iată, acest samarinean chiar l-a iubit pe aproapele ca pe el însuși. L-a luat din drum, l-a pus pe măgarul lui, că nu-l putea duce în spate, poate că levitul și preotul nu treceau cu măgarul, veneau pe jos, și l-a dus la un han, la o casă de oaspeți. Când mergeți distanța dintre Ierusalim și Ierihon, pe partea stângă nouă, așa cum am stat noi acum, undeva pe un dâmbac, este ruina acelui han, unde a fost lăsat cel căzut între tâlhari. Deci am trecut fără să vizităm, când aveai ce vizita, era doar ruinele, și ne-a spus ghidul: aici este hanul unde Iisus a adus pe acel unde samarineanul a adus pe acel rănit și l-a dat gazdei zicând să-i spălăm rănile cu un de lemn și cu vin. Deci l-a uns cu un de lemn, că era crăpate probabil picioarele și trupul, l-a spălat cu vin, că era dezinfectant probabil și ajuta la tămăduirea rănilor și vânătăilor, și a spus: îți mai dau și doi bani, ai grijă de el, eu mă duc în drumul meu, iar când mă întorc îți plătesc și chiar cât costă. Aici rămâne o variantă, poate cel căzut dintre tâlhari putea să fie tot samarinean de-a lor, nici asta nu avem de unde știi. Dar Dumnezeu nu-i dă un nume, îi dă un oarecare, și acel oarecare îi oarecare din jurul nostru, de unde noi din nou trebuie să facem discernerea. Și să știți un singur lucru: și un boschetar, dacă îl găsești înghețat, trebuie să suni la 112. Și un bețivan, dacă îl găsești înghețat sau lovit, trebuie să suni la 112. Deci asta ține de datoria creștină. Mai departe, morala din el și faptele lui îl privesc direct și personal. Dar de data aceasta, acest samarinean a împlinit cuvântul Scripturii și a iubirii de aproapele ca pe el însuși și l-a dus la casa de oaspeți cu făgăduința că dacă este nevoie și să va face spitalizare, mă rog, ce să mai face, leac și vrăciuială, când se întoarce va plăti. Cam același lucru ar trebui să faci și când accidentezi un om cu mașina, nu să-i spui: te rog, nu da declarație la poliție, că ne înțelegem noi, și după ce ai văzut salvată situația, nu mai dai bună ziua, și sunt foarte dese cazurile.
Același lucru ar trebui să faci când ai un tată bătrân sau o mamă bătrână și i-ai abandonat, fie la țară sau fie pe la azil sau pe undeva, iar tu ești mare cucoană și mare domn în societate, iar ăla stă și moare de foame acolo într-un azil de bătrâni străini și animănui și tu o faci pe marele ortodox și trebuie să meargă sporul să-i ducă o felie de cozonac sau să-i cânte o colindă, că copiii care i-a crescut nu sunt în stare să-și spele pe măsa și pe tațu și să-i schimbi un pepăr, să-l țină pe un pat să-l vadă că este moștenitorul din care a ieșit. Și nu în cele din urmă, tot așa n-ar trebui să facem și noi atunci când este vorba chiar de semenii noștri, că ați văzut, noi suntem prieteni, vecini, neamuri, megeși, cumnați, frați, surori, veri, tot ce vrem. Dar când unul este la suferință, ceilalți îl cunosc mai puțin și spune, vai, dar nu mă bag, nu-i treaba mea. Uneori e treaba noastră. Și de ce e treaba noastră? Pentru că suferința altuia pe care tu o ignori, să țineți minte lucrul ăsta, se întoarce împotriva ta cu toată seriozitatea din voia lui Dumnezeu. Ce-ți face Dumnezeu? Te lasă să vadă cum gândești, nu se amestecă cu nimic. Și când ție lumea mai dragă, ți-o întoarce la fel, exact identic sau poate și mai încărcată spiritual și emoțional și trupește și sufletește, ca să o tragi din plin și să vezi că nimeni nu se uită în jurul tău la tine, pentru că proverbul popular este mai simplu decât decalogul. Bine faci, bine găsești. Rău faci, rău găsești. Și spunea părintele Paisie Olaru, uneori faci bine și găsești rău, dar dacă faci rău, are ce te așteaptă pe tine. Și atunci trebuie să fim conștienți că Evanghelia de astăzi nu este o Evanghelie didactică, nu este o Evanghelie teologică și catehetică, în care să le povestești la oameni că Fiul s-a întrupat din Tatăl și a venit, s-a deșertat în Fecioara și s-a născut de nu știu unde. Nu. Deci aici este vorba nu de dogmă. Dumnezeu e Dumnezeu. Iar atributul lui Dumnezeu, bunătatea Lui, vine peste toți oamenii pe pământ și trebuie să lucreze la fel. Iisus e Fiul lui Dumnezeu și a venit în lume, s-a născut din Fecioara Maria, că de aceea vine postul pe care îl vom sărbători începând de mâine, spun sărbătoare, pentru că postul e o bucurie. Ne mai curățăm de toxinele materiale ale mâncării. Și vine să se nască din Fecioară, să ne aducă nouă cântare simplă, care spune așa, slavă întru cei de sus, adică lui Dumnezeu, care a putut să gândească aceste taine înalte, necuprinse minții noastre, care l-a născut pe cuvântul din veac, mai înainte de toți vecii, din sânurile Tatălui, și l-a adus sub vrem în pântecele Maicii, să-l vedem noi, prunc, în praznicul care va urma, să ne închinăm ca magii, să-l sărbăm ca păstorii, să-i cântăm ca îngeri și să-l slăvim ca proroci. Adică nu e o întâmplare oarecare. Dar Evanghelia de astăzi nu e una catehetică, ci este una care vine direct, practic și la obiect. Fratele meu, întinde mâna pentru cel de lângă tine, măcar de o pâine, indiferent de contextul istoric sau economic sau social, că sigur, deci asta poate să spunem noi și să spunem ce-am dorit, că nimeni nu ne crede. Sigur, oricât de necăjit ai fi, o jumătate de pâine și o cană de ceai cald sau o farfurie cu mâncare caldă, atunci când o întinzi unui bolnav sau unui străin, este scrisă la Dumnezeu în Cartea Milostenii cu litere de aur. Asta nu poate nimeni contesta și nu poate nimeni să spună, nu am. Pentru că dacă ați văzut și ați fost atenți, sunt două forme ale cuvântului spus de psalmist, de David în psalm. Bogații au sărăcit și au flămânzit. Prima formă este legată de răutatea noastră și o găsim confirmată în Sfânta Scriptură. Odată într-o îmbulzeală, Iisus, pe când trebuia să vindece pe fiica lui Iair, s-a adresat lui Petru și a zis, cine s-a atins de mine? Și bineînțeles că Petru, iritat, care vedea cu ochii cum vedem și noi, a zis, Doamne, după ce te îmbulzesc atâția oameni, tu mă întrebi cine te-a atins pe tine? E o absurditate într-o îmbulzeală să mai întrebi într-o ambuscadă, sau cum se spune modern astăzi, într-o baie de lume, să întrebi cine m-a atins pe mine? Și Mântuitorul i-a spus, ba nu, m-a atins cineva
cu credință, că nu altfel, pentru că am simțit o putere care a ieșit din mine. Și atunci ce a mărturisit acea femeie? A mărturisit ceea ce nu mărturisim noi niciodată de rușine, dar așa facem. Doamne, am o suferință grea și lungă. Am o suferință mare care nu se mai termină de multă vreme, și că era de vreo 12 ani, dacă nu mă înșel, parcă așa a zis Evanghelia. Și a spus, am cheltuit toată averea prin doctor și nimic n-am rezolvat. Același lucru îl facem și noi creștini. Pentru o pâine dată de pomană la un sărac, ducem milioane la doctor. Pentru o mână întinsă, lăsată goală de un borș cald sau o cană de ceai, dăm milioane pe medicamente. Și pentru o mână de chibzuință, și ce înseamnă o mână de chibzuință? Aceeași mână cu care muncești, cu aceea te duci în Kaufland sau în Carrefour sau în Metro, îți umpli un cărucior de ala de alimente, așa cât căpița, vii acasă, mănânci bine și începi cu pancreatita, cu ficatul, cu hepatita, cu digestia, cu toate te iau, constipațiile, transpirațiile și la un moment dat ajungi la medic și începi să plătești ca să-ți spună medicul în termeni laici, păgânești, trebuie să nu mai mâncați aia, trebuie să nu mai mâncați aia, trebuie să nu mai gustați din aia, trebuie să nu mai folosiți din aia și ușor, ușor îți dă o dietă, că acela nu-i post, vine câte o babă din asta așa simpatică și spune, părinte, dar pentru mine postul nu e o problemă, că eu și așa țin regim. Nu se trece la virtuți. Regimul este urmarea unei nesimțiri. Regimul este urmarea unei nerespectări a unui lucru important. Deci când s-a spus doctor nu mai mânca zahăr, poate fi vorba de un diabet pe stres, dar sigur în același timp este și neglijența. Când s-a spus doctor nu mai mânca carne și aceala trebuie să fie un exces, poate cândva de om gurman care n-a avut o măsură. Dar când s-a spus doctorul mănâncă zarzavat, când s-a spus doctorul mănâncă vegetale, atunci ăla e un doctor înțelept, ăla e un doctor deopotrivă și sufletesc și trupesc, pentru că noi nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Și iată, în felul acesta ajungem să ne raportăm nu la postul Crăciunului, la dieta Crăciunului, pentru că el devine un post atât de simplu și devine un post atât de ușor și devine un post atât de banal când te gândești că nu cartofii sunt scumpi, nu pâinea este scumpă, tot carnea este scumpă, tot untul, tot brânza, tot ouăle și celelalte alimente care sunt importante și se pun și se păstrează sterilizate și atunci costă mai scump ca să țină. Dar în momentul în care tu te-ai înfrânat pentru Dumnezeu de bună voie și te obișnuiești cu mâncările obișnuite, pentru că, să știți, nu a murit nimeni din mâncarea pâinii și a cartofului și nu a murit nimeni de varză și de fasole. De carne mai mulți au murit, pentru că s-au intoxicat. Dar de mâncările vegetale n-a murit nimeni. Și atunci biserica vine ca o mamă bună și pune la 15 noiembrie în fiecare an postul patruzecimii sau postul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, întemeiată regula și legea undeva pe la anii 400 în vremea și în timpul împreajma trăirii Sfântului Ioan Gură de Aur, care azi îl pomenim și ați văzut că este pus exact înaintea postului, 13 noiembrie, un mare ritor al creștinătății, un mare postitor, un mare trăitor, un mare apărător a rânduielilor bisericești și în primul rând a legii creștinești și un om ales din punct de vedere spiritual, nu orice fel de arhiereu și orice fel de preot, dacă vă aduceți bine aminte și i-ați citit Viețile Sfinților pe noiembrie și așa ar trebui să fim la rând cu prologul în fiecare zi să vedem Sfântul Zilei ce a făcut în două, trei idei, că atunci suntem ortodoxi și adevărați, veți vedea că este de tânăr unic copil al mamei lui și își dorește unirea cu Dumnezeu, nu vila cu 20 de rânduri de camere, își dorește ca mama de tânăr să-i poată îngădui să plece la mănăstire și Dumnezeu o ia de tânără pe Antuza și o duce tot în rândul Sfinților, că era o mamă super evlavioasă și a știut să le duce și să-l cultive cum trebuie,
să arată Sfântul Apostol Petru și îi aduce scrisoare în vis de la Dumnezeu, îi aduce cheile împărăției cerului și îi le dă în vis. Vine porumbelul la hirotonie pe cap și auzi cu toată preoția și trăirea înaltă a Sfântului Ioan Gură de Aur în tratatul de preoție. Scrie, îl găsiți acolo, în cartea aceea. Spune așa, oare cu ce a greșit biserica? Și unde a fost Hristos? Și unde era Maica Domnului și toți Sfinții când a îngăduit ca eu nevrednicul să fiu făcut preot? Auzi întrebare din gura celui mai mare sfânt dintre cei trei mari erarhi ai bisericii, Vasile, Grigore și Ioan. Ce întreba Ioan Gură de Aur? Iar noi tratăm preoția așa la diverse. Părinte, știi, mă dezlești mie să mă împărtășesc, părinte, faci și mie aghiazmă, părinte, sfințești mie mașina, păi mă spovedești mie, dar hai repede, părinte, cum mă grăbesc. Du-te, domnule, dacă te grăbești, du-te cu graba. Deci, atât de mare este această taină care curăță creștinătatea, atât de epidemia spirituală, cât și de cea sufletească și trupească, încât nu ne dăm seama. Și acest Ioan Gură de Aur va fi ales Patriarhul Constantinopolului. Bineînțeles, va trece și el prin probleme, prin încercări, prin exiluri și așa mai departe, moare undeva departe, bolnav de Constantinopol și de scaunul patriarhal, dar nu asta îl spăimântă pe el, pentru că în momentul în care este încurajat de prietenul lui, în oarecare chiriac, el îi răspunde, zice, dacă mă tai cu ferestrău, am pe Isaia, dacă mă omoară cu pietre, am pe Ștefan, arhidiaconul, și începe să enumere toate pătimirile mucenicilor care au murit pentru Hristos. Deci iată câtă râvnă nu dă în judecată că i s-a luat lui scaunul sau i s-a luat mitra. Deci, cu adevărat, sau cum a făcut Grigore de Nazians, un alt mare sfânt, cel vom prăznui luna viitoare, deci vă spun așa trecător, mă uit la ceas, deci Grigore, teologul, când a fost dat jos din scaun, nici n-a stat să gândească prea mult, nici nu a fost prea încântat când l-au pus. S-a retras rapid și a spus așa, dacă Iona a sărit în apă să nu tulbure marea, când Dumnezeu a poruncit să prorocească căderea cetății Ninive, cu atât mai mult mă arunc eu în valuri să fie biserica liniștită. S-a retras pe moștia Nazianz, a scris imne teologice, cărți și lucruri de înaltă cultură teologică, a scris poeme și poezii și a spus, faceți voi borș cu ale voastre, cu dușmănii, cu răutăți, cu mâncărimi, cu tot felul de cârdășii. Și dacă ați citit vreodată cartea Vultur urănit, ați văzut impresia Sfântului Grigore Teologul despre vremea în care a trăit el ca ierarh în biserica creștină. Deci au fost oameni detașați de cele lumești și au fost oameni atașați de lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Deci același lucru trebuie să-l avem și noi astăzi. Astăzi avem trei sărbători. Duminica Milosteniei, când trebuie să fim cu suflet bun și omenos, pentru că dacă nu suntem samarineni milostivi, nu împlinim legea. Ce rușinat s-a simțit învățătorul de lege când Mântuitorul i-a spus. Și cine a făcut bine cu el? Și a trebuit să răspundă învățătorul de lege. Cel de alt neam. Deci va să zică cei care știu legea o calcă și cei care nu știu legea sau nu o cunosc cum trebuie, aceea o respecte. Așa va fi și în Biserica Ortodoxă. Dacă citim la vindecarea slugii sutașului, vom vedea scris două lucruri în Evanghelie. Capernaume, Capernaume! Până la cer te-ai ridicat, până la iad te vei coborâ. Că dacă s-au spune acolo, vai ție Betsaido și Horazime, că dacă s-ar fi făcut minunile în Sodoma și Gomora care s-au făcut în tine, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cu cenușă. Deci noi care știm legea de 2000 de ani și îl mâncăm pe Hristos din potir, duminică de duminică, și ne împărtășim permanent cu Sfintele Taine, tot răpciugoș am rămas, tot răutăcioș am rămas, tot orgolioș am rămas, tot mândri am rămas, tot răzbunători, tot răufăcători, tot bârfitori, tot cu ranchiuna în noi și cu răzbunarea și cu ambiția. Dar cei de atunci care nici n-aveau lege și ar fi dorit să o aibă și să o cunoască, aceia o respectau păgâni fiind, pentru că ați văzut cu câtă smerenie. E un lucru care vine și doboară valorile verticalității.
Vine apostolul Petru iritat și a ofuscat cumva. Iisuse, tu nu vezi că femeia asta strigă după noi, dar chiar ne strică aici discursul. Nu ne lasă să ne facem manifestarea de apostoli. Și ce îi spune Mântuitorul lui Petru? Eu n-am venit către oile pierdute a casei lui Israel, dar eu spune cu dus întors. Petru avea oarecare milă, era om de rând, fusese căsătorit, avea o soacră care cândva era bolnavă, probabil bătuse mult din gură și îl tulbura. Și-a luat-o Dumnezeu de mână și-a lăsat-o frigurile și s-a vindecat, a făcut-o credincioasă, slujea lui. Dar avea recepție la suferință, avea altă viziune asupra lucrurilor. Și totuși se adresează lui Iisus, stânjenit, și îi spune, dar slobodiu că strigă în urma noastră. Și atunci Mântuitorul dă o altă replică, mai acustică, mai acidă, mai dureroasă. Nu-i bine să iei pâinea copiilor, să o arunci câinilor. Adică până într-atâta i-a umilit pe cei de alt neam, ca să-i facă pe apostol să-i sensibilizeze, să vadă suferința care vine din suflet, nu vine din piatră. Și atunci femeia s-a autoapărat singură și a zis lui Iisus o vorbă care a rămas mare până în zilele noastre în Evanghelie. Doamne, și câinii mănâncă de la masa stăpânilor lor. Chiar dacă suntem de alt neam, parcă legea asta iudaică ne mai trezește conștiința, ne mai luminează mintea, știm ceva din ea. Poate că știa și de Mesia, poate știa și de proroci, poate știa și de venirea lui Mesia în lume, de izbăvitorul. Noi nu știm care a fost discursul în amănunt, că nu s-au scris toate în Evanghelie, dar știm un singur lucru. Că în momentul acela, fiica ei s-a tămăduit. Și Mântuitorul a spus, mare e credința ta, femeie. Unde a dat examen? La care din obiectele studiului Vechiului Testament? A dat vreodată femeia aceea vreun examen din Pentateuch? A fost întrebată vreodată de Iisus ce au spus proroci în chip matematic sau ce au spus în chip profetic de venirea lui Mesia și de izbăvirea neamului omenesc, de moartea veșnică și de cumplita robia diavolului? Nu. Dar femeia avea o sinceritate și o credință atât de curată, care pe Iisus, ca creator, a tot ce mișcă, l-a copleșit. L-a copleșit ca om Dumnezeu. Nu ca Dumnezeu, ca Dumnezeu știa totul. El a creat cerul și pământul, marea și câte sunt în el. Dar l-a copleșit modul de transparență a unui om care nu are treabă cu Dumnezeu, dar are morala în el. Și în clipa respectivă a spus, să-ți fie ție cum voiești tu. Unii nu ne-am întâlnit noi cu Dumnezeu într-o zi, odată să avem șansă în viața noastră de 60, 70, 80 de ani și să ne spună Dumnezeu, uite, fie ție ce voiești tu. Fii sigur că s-ar umple portofelele de bani, deodată ar crește vilele pe deal ca ciupercile, sau s-ar dubla mașinile prin Iași, dar toate străine. Sigur n-ar cere omul altceva. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Deci când ea a ajuns acasă de unde era ea din părțile Tirului și ale Sidonului și a ajuns la locul ei, a găsit-o pe fixa sănătoasă și i-a spus, mamă, cam în timpul orei timpului cu tare m-am făcut sănătoasă. Ei, fiica mea, atunci am discutat eu cu acela care îi spune lumea Mesia, cu Fiul lui Dumnezeu din neamul lui David. Ei, vedeți? Asta este taina. Asta este taina pe care nu o pricepem noi din Evanghelie. Evanghelia nu este scrisă cu litere de lemn cioplite cu dalta. Evanghelia este scrisă cu Duh. Ai văzut când te duci la magazin, iei lucruri pe măsură. Și pentru cei fără măsură sau care n-au măsură, lucrurile devin fără măsură. Și atunci ce faci? Pui un elastic la ceva, care el strâns pare la o formă inițială, dar când îl întinzi, ia forma care e nevoie. Așa este și litera Evangheliei. Merge Duhul literei după Duhul trăirii interioare. Și ceea ce crezi tu că pare cu neputință la Dumnezeu, devine cu putință. Și ceea ce îți pare ție că e cu neputință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Și ceea ce îți pare ție că nu poți depăși, la Dumnezeu poate deveni ceva firesc și normal și obișnuit și nouă ni se poate cuveni.
Și în felul acesta ne verifică Dumnezeu și ne cercetează credința. Deci duminica milei creștine. Să avem cât de cât în noi nu inimă de câine, ci cum spune mai departe Scriptura, să avem întotdeauna inimă de judecător pentru noi și inimă de mamă pentru cei străini. Și ori de câte ori, înaltul Antonie Plămădeal avea o vorbă foarte înțeleaptă. A fost întrebat, mă rog, el ca episcop, în întrebările pe care le pun oamenii care discută cu un arhiereu de tale înaltă și pregătit, zice, preasfințite, mitropolit, cum ați reușit într-o lume atât de încălcită și de problematică să soluționați toate problemele grave care le-ați avut și să ieșiți întotdeauna câștigător? Și-a dat o soluție impecabilă. A spus așa, atunci când judeci un lucru și vrei să iasă cum vrei tu, ies aiurea. Dar în momentul când judeci un lucru și te pui tu în locul lucrului care trebuie judecat, niciodată nu vei greși că îți va fi milă de tine. Și dacă ți-e milă de tine, ți-e milă și de semenul tău. Dar dacă nu ți-e milă de semenul tău, nici de tine nu ți-e milă. De ce? Că îți atragi singuri asupra ta nedreptatea, ocara, batjocura, vorbirea de rău și toate celelalte. Uite, ăsta a făcut așa, a făcut așa, a făcut așa. Dar zice, întotdeauna aș fi dorit în situațiile pe care le întâlneam ceea ce a trebuit să rânduiesc cuiva, să raportez la mine cum aș fi reacționat dacă mie mi s-ar fi dat acea sentință. Și zice, întotdeauna am luat-o pe cea echilibrată. Așa trebuie să facem și în viața de familie. În momentul în care ridică tonul cineva sau ies un scandal sau ies o neînțelegere, pune-te tu în situația celuilalt și vezi ce ți-ar conveni ție și atunci nu poți greși. Dar când noi avem numai dreptate, când ați văzut, nu există ortodox care să nu aibă dreptate. Asta să ne fie clară în ortodoxie. Eu am dreptate. Să-ți spun eu cum e corect, să-ți spun eu care e dreptatea, să-ți spun eu adevărul. Este o singură dreptate, dreptatea lui Dumnezeu. Este un singur adevăr, adevărul lui Hristos. Și este un singur eu, tot Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci restul este un eu personal legat de egoism și voia proprie. Și în momentul în care am trecut de această Duminica Milei, deci sărbătorim începutul postului Crăciunului, și aici la postul Crăciunului vă raportez trei lucruri simple. Fără scuze, că de acum începe. Părinte, am gastrită, mă doare stomacul, am diabet, am cutare. Postește o săptămână să poți fi bun de împărtășanie. Viu sau mort, bolnav sau sănătos. Cei sănătoși își continuă postul cum e firesc și normal, iar cei bolnavi în momentul când discută cu duhovnicul vor găsi ei soluția de compromis care să nu îl supere nici pe Dumnezeu, nici pe cel bolnav. Asta în particular. Copiii nemâncați la împărtășit, e o regulă de fier. Împărtășania se face la începutul postului și la sfârșitul postului. Spovedania se face numai cu hârtiuța și de ce vă spun lucrul ăsta? Chiar azi a fost o micuță chestiune, cineva s-a fusticit, a uitat ce mai trebuia să spună și a zis, uite, am așteptat atâta la rând, acum nici nu știu ce să spun, ăștia se uită în gura mea. Dragă, n-ai nimic de ascuns. Ce mărturisești la ureche se vădește pe casă și ce ții ascuns se va vădi la judecată. Ăsta sunt, asta fac, asta dreg. Scrie pe o hârtie frumos, se citește, se dezleagă, deci nu trebuie să vă fie jenă, nu interesează pe nimeni. Păcatele sunt atât de multe și atât de... Asta e marea dramă și pentru preot și pentru creștin. Voi v-ați obișnuit cu păcatele și vi se par firești. Iar noi ne-am obișnuit să le dezlegăm și ni se par normale. Și nu-i bună nicio variantă, nici cea de-a doua. Deci pentru fiecare păcat cu adevărat ar trebui să ne cutremurăm și să ne căim, pentru că ele se adună, se adună, se adună, se adună și ne sufocă. Și știți ce este mântuirea? Este un calcul matematic. Suma faptelor bune supra suma faptelor rele împărțit la 2 egal cu ce? Cu iad sau rai. Pentru că dacă cumva sunt mai multe fapte bune și mai puține rele, ai o șansă de mântuire. Dar dacă suma faptelor rele e mai mare, când se împarte la doi, bineînțeles că cele mari și rele ies deasupra. Și atunci nu știm ce facem cu raiul. Trebuie să fim foarte atenți. Deci, așa se va cântări la judecată. Câte zile ai trăit pentru Dumnezeu și câte zile ai trăit pentru diavolul.
Diavolul și le-a scris pe a lui pe burtă frumos că își trage foile ca la fermoar, ca la acordeon și tot scrie și îngerul le contabilizează pe cele bune. Iar la judecată ai să găsești 2000 de zile cu Dumnezeu, 10.000 de zile cu diavolul. Sau 10.000 de zile cu Dumnezeu și 2000 cu diavolul. Ai fumat într-o zi, ești a diavolului. Te-ai îmbătat într-o zi, ești a diavolului. Ai înjurat într-o zi, ești a diavolului. Ai curvit într-o zi, ești a diavolului. Ai citit la psaltire într-o zi, ești a lui Dumnezeu. Ai ținut o zi de post, ești a lui Dumnezeu. Ai ținut-o, ai făcut o catismă din psaltire, ești a lui Dumnezeu. Ai citit un acatist, ești a lui Dumnezeu. Ai făcut o pomană, ești a lui Dumnezeu. Așa se contabilizează. Să nu aveți impresia că judecata înseamnă ceva ce nu s-a mai întâlnit. E simplă de tot, dar este foarte arzătoare. Deci este pe contul propriilor noastre conștiințe. Deci nu-ți face o judecată din oficiu. Avocatul este diavolul, apărătorul este îngerul păzitor, iar procurorul e Dumnezeu. Deci asta ca să știți despre post. Și cei care doresc să mai împărtășesc și în ultima săptămână, adică de pe 20 de la Ignatie Teoforu până pe 25 la Crăciun, și cum sunteți voi babile învățate și în ziua de Crăciun și a doua zi de Crăciun și a treia zi de Crăciun, că voi când vreți vă dezlegați. Asta nu e o problemă și nu se supără nimeni. Dar postul ține 40 de zile pentru că și Moise a postit 40 de zile. Și Mântuitorul a stat în carantania flămând 40 de zile. Acum, ca să vă separe postul ușor, vă pun să puneți în balanță, pe lângă foamea lui Moise de 2 ori 40 de zile, când te-a luat table de safir și apoi de bolovan ca inimile noastre, și pe lângă postul Mântuitorului, pe lângă postul lui Achim și Ana, pe lângă postul Maicii Domnului, că și Maica Domnului a postit și s-a rugat în templul lui Solomon, n-a stat și a mâncat înghețată cu caramel și nici nu i-a venit nimeni să-i aducă aragazul cu mâncăruri calde, ci s-a nevoit, că altfel nu s-ar fi întrupat Hristos în ea. Deci, puneți în balanță cu salamul de post, cu crembuștii de post, cu laptele de post, cu brânza de post, cu măslinele, cu zarzavaturile, cu zacuștile, cu peștele, cu pâinea, cu toate prăjiturile de post. Închipuiți-vă ce postim noi de groaznic. Vă închipuiți că dacă ar fi să scrie o carte de bucate de post, ar trebui să scrie scurt pe smet și apă, semințe și cereale, rădăcini și fructe, poame uscate și pesmet uscat. Asta ar fi bucătăria de post. Dar la noi începe cu 180 de feluri de tocănițe, cu 180 de feluri de ciorbe, cu 200 de feluri de zacuști, cu 300 de feluri de pește și cu un imens arsenal de produse de post care emită produsele de dulce. Deci noi, în conștiința noastră, suntem proprii noștri dușmani. Adică spun unii, și părinte, în post m-am îngrășat. E firesc să ne îngrășăm în post. După 12 feluri de mâncare pe zi sau pe săptămână, nu ai cum să nu te îngrași, pentru că corpul fiind doritor de tot felul de gusturi, tu cauți să fie cât mai bune și tot mănânci și de aici și de acolo și te trezești. Te trezești că ești mai bolnav la sfârșitul postului decât ai început, dar nu mai bolnav ca ăla care bagă în el carne și se înfundă tot postul, iar de Crăciun ce să mănânce? Fasole. Sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur este modelul absolut de ierarh absolut și de învățător și povățuitor absolut, de aceea l-am cinstit astăzi. Și cu asta am încheiat, că am depășit timpul. Pot să vă spun doar atât. Milostenia vine din inimă, postul vine din suflet, iar virtutea vine de la cuget. Amin.